trei zile de sărbătoare cu motoarele turate aici, în cetatea Alba Iulia. Thank you.
material specific stilului nordic, stilului olandez, care se continuă, da? Rămâne de da? Rămâne. Și ce fac? O fată educată. Unde e aia? La tine? Pe unul dintre camioane? Am văzut. O fată educată se descalță întotdeauna la intrare. Da, și la aia, și la aia. Dar scrie. La Tama scrie, mă, la mine. La Tama, da. Ăsta îi? 130. Asta e al lui Killer, merge pe ea. Da? Da, așa se știe, lasă treaba. Om, ce trebuie? Fan, răit. Așa mă gândesc că v-am mărturit. O să vină spre mare și zic, trebuie să mă întrebi. Domnul Răit. Vin ea.
Acest mare festival al motoarelor puternice, al cabinelor tunate, aici la Track Tuning Art, o manifestare organizată de Track Tuning Art, Asociația Track Tuning Art. Le mulțumim și celor de la primărie că ne-au înțeles, ne-au dat crezare și iată marele succes. Sunt mii de oameni aici, nu mai e nimeni acasă, sper că patrulează poliția prin Alba Iulia, pentru că nu mai e nimeni acasă, sunt goale toate locuințele, suntem toți aici, petrecem alături de camionagii, cei mai pasionați și înflăcărați camionagii, pentru că sunt aici, așa cum vă spuneam și ieri și astăzi, peste 80 de camioane, cele mai frumoase 80 de camioane din România, la un fel de concurs de mis al camioanelor, ne-ați ajutat cu voturile voastre, mai bine de 1000 de taloane au fost complete. Ați spus acolo care este camionul favorit, așadar acela va fi marele premiu, cel mai tare din cetate, transformat din cel mai tare din parcare, iar apoi celelalte categorii stabilite de juriu și
cum spuneam, greu de jurizat, pentru că pe toate categoriile camionagii și camioanele lor stau foarte bine. Îl am alături de mine pe vinovatul principal, vinovat principal de tot ce se întâmplă aici în cetate, la Alba Iulia, și dacă vorbeam de mii de oameni, nu exageram deloc. Adineaur l-am întrebat pe Florin Tomuța dacă avem imagini de ansamblu, pentru că e foarte important să vedem de sus cât suntem, cum se vede show-ul acesta de lumini al camioanelor. Și dacă îmi permite, și nu e prea mult, vreau să-l aplaudăm pe domnul Florin Tomuța. Este managerul companiei Tommy Flex Group, compania care a pornit, a dat startul și a avut ideea acestui mare show. Bună seara! Bună seara, Alba Iulia! Îmi cer scuze pentru voce, dar se strunește 80 de camioane, este un pic dificil. Dați-mi voie ca toate camioanele aflate în cetatea Alba Iulia să vă salute în această seară, în semn de respect. Să sperăm că au înțeles mesajul. Suntem alături oameni de camioane și mai ales mulțumesc primăriei Alba Iulia, fără de care n-am fi putut realiza acest eveniment. Mulțumesc pentru că au crezut în mine, mulțumesc pentru că au crezut în noi, mulțumesc staffului meu, niște oameni deosebit fără de care nu puteam să realizăm tot ceea ce am realizat. Sper ca seara să continue într-un ritm adecvat pentru o astfel de manifestare. Îmi cer scuze pentru vocea mea. Încă o dată mulțumiri din partea tuturor camioanelor prezente și a șoferilor acestora și a firmelor care dețin aceste camioane pentru oamenii minunați din Alba Iulia. M-ați făcut să mă simt încă o dată mândru că sunt Alba Iulian. Vă mulțumesc din suflet! Florin Tomuța, Tommy Flex Group, vinovații principali pentru ceea ce se întâmplă în șansele cetății. Aflăm în șanțurile cetății Alba Iulia, la Track Tuning Art, un eveniment care reușește pentru a doua oară să capaciteze o grămadă de pasionați de camioane, și pe lângă acești pasionați de camioane reușim să avem lângă noi publicul din Alba Iulia și nu numai,
Avem peste 80 de camioane prezente la acest eveniment din toate colțurile țării. Avem sponsorii care sunt alături de noi din România și din afara țării. Este vorba de sponsori din Italia, din Polonia, din Ungaria și din România, bineînțeles. Ne bucurăm că reușim să aducem în cetatea Alba Iulia mii de cai putere și în același timp mii de oameni care vor vota cel mai spectaculos camion. I-am dat titlul de cel mai tare din cetate. Ce trebuie să îndeplinească acest camion ca să fie cel mai tare din cetate? În primul și în primul rând trebuie să șocheze prin frumusețea lui, pentru că la acest eveniment sunt multe camioane care de la cel mai mic detaliu până la detaliile mari, să zicem, sunt făcute cu atât de multă grijă și cu atât de mult timp investit în aceste camioane. Se investesc și în camioane, văd că nu numai în mașini mici. Categoric, încercăm să arătăm o altă față a transportului, o altă față a șoferilor și a camioanelor și a firmelor de transport, tocmai în ideea că încercăm cumva să arătăm tinerilor, și vorbesc de tineri cu vârste destul de fragede, care se bucură, care participă interactiv, stau în cabinele camioanelor și pur și simplu se bucură de fiecare eveniment organizat în Alba Iulia. Acest eveniment este un eveniment deosebit, un eveniment care unicat în țară și reușim cumva să capacităm lumea să participe alături de noi și să avem tot timpul de la an la an, de la fiecare ediție, să fim cu cât mai mulți participanți și cu cât mai multe camioane. Aveți un camion destul de interesant. De unde e ideea și cât timp v-a luat să-l faceți așa interesant? Da, vă mulțumim că faceți interesant. Teme sunt mult. Ne-am gândit la o temă românească. Oare ce să facem, oare cu? Oare Vlad Țepeș ar fi ok? După vreo 6 luni de zile de gândiri, de schițe, a ieșit cum îl vedem. Da, foarte multă muncă. Camionul era alb, remorca era alb. L-am golit complet, până la cap, absolut tot, lucrat interior, manual, piele, lumini, pictură, vopsea. Cât a costat? În jur de 70.000 de euro. Acum, dacă ar fi să-l vindeți, cam la cât s-ar ridica? Nu vă pot spune că e ceva și sentimental. Sincer, am avut o ofertă undeva la 200.000, dar nu eram interesat pentru că o atracție sentimentală. Când mergeți pe drum, ce vă spun colegii pe stație? Cum vă văd? Nu am cuvinte. Claxoane, colegul de la Sultra, mă recepționez, da, coleg. Frumos camion, mulțumesc. Adevărul. Interesant. De unde e ideea și cât timp v-a luat să-l pregătiți, să arate așa? Ideea a plecat de la filmul în sine, după filmul care este cu Venom, și a durat undeva la 6 luni de zile pregătirea lui. Ce ați schimbat? Cum? Cât? Am schimbat absolut tot. Tot ce înseamnă la el,
îi aerografiat, am aerografiat tot, desfăcut fiecare șurub bucată cu bucată și făcut aerografierile. Cât timp, nu știu, s-a lucrat la cea mai lungă parte și care a fost cea mai lungă parte? A fost partea de aerografiere care a durat undeva la 4 luni de zile. Ce înseamnă aerografiere? Aerografiere înseamnă să desface fiecare ansamblu în parte, se aerografiază, se face proiectul cu un proiector și se aerografiază, se desenează fiecare element și fiecare... Câți bani costă de aproximativ? Nu ar vrea să vă spun, dar cred că undeva la 50.000 de euro. Cei care vă văd în trafic? Cei care ne văd în trafic sunt impresionanți, suntem opriți în trafic și filmați din toate părțile. Cum vă simțiți când vă opresc alții? Fericit. După 25 de ani de muncă sunt fericit, foarte fericit.